Simona Halep s-a accidentat la genunchi și a decis să se retragă de la un turneu din Portugalia. Această competiție ar fi fost a doua la care participă românca după suspendarea din cazul său de dopaj, prima fiind Miami Open. Deși a primit un wildcard din partea organizatorilor și a acceptat să participe la turneul de la Oiraș, Simona Halep se pare că s-a răzgândit după ce a suferit o accidentare la genunchi. Românca a luat această decizie în contextul în care nu vrea ca lovitura să se agraveze. Mai mult, Simon nu vrea să riște să rateze turneul de la Madrid, care va avea loc între 23 aprilie și 5 mai.